că știm că sunt niște ONG-uri care... Nu, aici, în legătură cu subiectul pe care dumneavoastră îl ridicați, răspunsul meu este următor. Din 2001, în toate planurile de învățământ, avem o disciplină care se numește Educația pentru Sănătate și care a fost rezultatul unui mare proiect pe care l-a avut Ministerul atunci. Cu ce consecințe s-a finalizat acel proiect? Introducerea în planul de învățământ și gradarea cunoștințelor privind educația pentru sănătate, gradarea pe vârsta elevului. Ca urmare, există un asemenea capitol, dar la vârsta la care elevul înțelege despre ce se vorbește în propoziție. Deci, noua lege educației, să înțeleg că va rămâne educație pentru sănătate sau într-o altă formă? Prin lege nu putem să stabilim disciplinele. Disciplinele